Bun găsit, doamnelor și domnilor! De la această oră vă invităm la handbal din Liga Florilor. O zi plină de handbal la televiziunea română. Avem această confruntare de la Zalău, în care echipa pregătită de Gheorghe Tadici va întâlni SCM Craiova, un meci care va începe în câteva momente. Din cadrul etapei cu numărul 17 între două echipe vecine de clasament. O confruntare și între doi dintre tehnicienii cu ștate vechi, cu vechime în handbalul de la noi. Gheorghe Tadici, foarte aspră, un duel al celor două defensive. De altfel, sunt doi tehnicieni care pun foarte mare preț pe apărare. Probabil că și în acest duel vom vedea două echipe. La nivelul pivotului am avut o imagine și pe una dintre jucătoarele folosite foarte mult pe faza defensivă de Gheorghe Tadici, o aruncare din câte știu s-ar putea ca să fie obținut deja și cetățenia română. Continuă atacul, din nou încercare de angajare a lui Carmen Celaru, contraatac acum pentru Zalău și gol marcat. În formulă completă echipa lui Gheorghe Tadici. Se dă eliminare în mod normal 2 minute pentru această intervenție a lui Carmen Celaru. Am avut o imagine și pe Nicoleta Tudorică. Un tur de șold. Între timp Zalăul înscrie primul gol al reprizei secunde. Din nou o pasă greșită dată de Melanie Bac de această dată, dacă am văzut bine, a Emiliei Lazici. Fault în atac, dau cei doi arbitri. Lazici și vine golul cu numărul 16 pentru Zalău. Iată faza. Destul de puține goluri marcate de pivotul lui Gheorghe Tadici, doar 2 reușite din 4 aruncări. Aici vine golul, cu toate că avea 2 adversare care s-au chinuit să oprească. Lazici a prins cadrul porții adverse și a păcălit-o pe Curmenț. Etapa viitoare, Craiova va juca acasă. Sunt mari consumatoare de resurse. Gol, gol marcat de Lazici. Foarte ușor, ca prin brânză, a trecut Sârboaica prin zidul defensiv al Craiovei. Așa se încheie acest meci, 22-15, victorie pentru Handball Club Zalău, un succes al fetelor lui Gheorghe Tadici, care practică cu mici momente, dar nu foarte evidente, au controlat în permanență jocul. Omul meciului, Paula Tădorescu, cu paradele ei, a asigurat liniștea în defensivă pentru zălăoance. Aici se încheie așadar transmisiunea noastră. În direct pe TVR Cluj a fost Zalău SCM Craiova. Vă mulțumesc pentru atenție, Dragoș Bocanaciu și echipa de la TVR Cluj. Rămâneți în continuare alături de televiziunea română. Ne reauzim pe TVR 2 de la ora 15:30 la CSM București. SCM Râmnicu Vâlcea. Toate cele bune. Pe curând!